s-au dat drept polițiști și au sustras mai multe sume de bani din locuințele a două familii. Este vorba despre trei timișoreni care au fost reținuți în Mehedinți după ce au organizat percheziții fictive. Cel mai probabil, falși polițiști s-au interesat de situația fiecăreia din cele două familii jefuite. Doamna Irina are 66 de ani și locuiește în comuna Mehedințean-Oprișor. Falși polițiști au bătut la poarta păgubitei la ora 6 fără un sfert, pretinzând că vor efectua o percheziție domiciliară pentru a căuta posibile pachete de țigări folosite în contrabandă. Sub acest pretext, bărbații au intrat în casă, au luat toți banii familiei și au plecat. Când a bătut la poartă, eu legam câinele și am ieșit că am crezut că este vărul meu. Și când am văzut un cap de om la poartă și a strigat la mine, doamnă, doamnă, am ieșit la poartă, am desfăcut poartă, suntem de la poliție. Aveți reclamație că vinde țigări contrabandă. Zic că nu vând și nici nu am țigări în casă. Și face, putem verifica? Am zis, da. Am mers înăuntru, eu înainte, ei după mine. Soțul dormea în patul ăsta, aici, și ei au intrat toți, trei, și doar mi-a dat o pernă, așa. Și așa a rămas. Dar portofelul ăla ce aveți? Zic, bun, zic, de usură, că sunt... Au ieșit că a văzut că soțul se mișcă un pic în pat, de frică sau nu știu, să nu facă scandal sau ceva. A ieșit afară, s-a uitat în camera asta, i-am spus că am un fel de semi-bucătărie și pe urmă face, mergem în partea de altă atunci. A mers partea de altă. Au intrat toți trei. Banii unii aveți? Zic, în diplomatul ăsta. I-am scos aici, din buzunar, 45 de milioane. Gândiți-vă bine, faci că dacă mai aveți, că noi cotrobăim, acum tot dăm peste cap. Și faci, dacă găsim, vă confiscăm tot. Și am avut aici, în lada asta, aici 440 de euro. Și am spus și pe ăștia eu. Eu i-am scos de... Am zis că e poliția. Și am zis că să fiu sinceră. Femeia a sunat însă la adevărata poliție la aproximativ 10 minute după plecarea indivizilor, când și-a dat seama că, de fapt, a fost jefuită. Am zis să mă îmbrac, că mă așteaptă la poartă. Și când să ies, n-am mai fost nici mașină, nici ce. Atunci v-ați dat seama că... Atunci mi-am dat seama, m-am dus, m-am trezit pe Giu, zic... Îmi doare toți banii din casă care l-a pus să-i cer după cum. Zic, uite așa, ce fac? Dau telefon la poliție. Și-am dat telefon la poliție. Imediat a venit poliția de la Cușmir. După aceea a venit aici la Vânș. Cum a venit Severinul. Era aici toată ulița plină de asta. Hoții nu s-au limitat însă doar la această gospodărie, au mai sustras bani și dintr-o locuință din comuna Cujmir. În total, sumele sustrase se ridică la 1290 euro și 9500 lei. Misiunea de depistare a falșilor polițiști a fost dificilă, întrucât în zonele în care au acționat nu există camere de supraveghere. În plus, păgubiții nu au putut oferi prea multe detalii despre cei care le-au călcat casele, pentru că bărbații erau mascați. Oamenii legii au efectuat percheziții în camerele pensiunii în care erau cazați bărbații, de unde au ridicat sumele sustrase. Prejudiciul va fi restituit părții vătămate. În urma perchezițiilor efectuate la o unitate de turism, unde persoanele bănuite erau cazate, polițiștii au descoperit și ridicat 4.933 de lei, 1.375 de euro și 610 lire sterline, două insigne inscripționate, o pereche de cătușe și mai multe perechi de mănuși din latex. Procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei trei bărbați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uzurpare de calități oficiale și fur calificat, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați instanței cu propunerea de luarea unei măsuri preventive. Acum va fi cercetată întreaga activitate a timișorenilor care au dat jafurile în Mehedinți. Astfel de cazuri au avut loc și în județul Timiș, folosind același mod de operare, jafurile au rămas cu autor necunoscut.